Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Tot ce purtați dumneavoastră e aur? Da. Băi, sunteți bogat, aveți și cocoșeni din aceea. Doamna Gina, asta e o tradiție. Păi asta e, ia, ce aveți dumneavoastră, ce purtați la gât? Deci uite, port cinacea de taină. Cu diamante. Care eu mai, cu timpul de port, cu drag. La ocazii speciale. Așa. În fiecare an de Paști, la noi e o tradiție să facem masă mare în care romii vin și tu îți arăți câți aur ai. Dacă aș fi eu cu astea două lănțișoare, cum aș fi privită? Săracă, nu? Nu, săracă. Aș fi privită ca o româncă. Sau nu trebuia să le mai pui la gând, că tot așa nu se văd. Nu înțelegeți? Noi, marea majoritate, averea noastră la rom, doamnă, nu este decât aurul. La noi nu e banul. La noi, moștenire. Aurul ăsta îl dă moștenire la... Din fată în fată. Fetele la noi, când se mărită, noi venim cu 20-30 de mii de euro și zestrea unei fete vine, domnișoară, cu 50 sau 100 de galbeni de aur la gâtul fetei. Asta e averea unei fete la noi în comunitatea romilor. Astăzi am venit să gătesc o tocană țigănească. La noi, la rom, nu se gătește niciodată bărbat, numai femeia. Noi suntem gospodinile caselor. Astăzi să mă ajute soțul la gătit la mâncarea aceasta. Dar știți de ce? Pentru că mi-a spus soția, domnul Noembre, eu n-am fost într-o situație de asta să fiu pusă în situație. Dar te rog eu frumos, vine lângă mine că îmi dai forță și putere ca eu să gătesc. Da, așa i-am spus. Este cea mai bună bucătăreasă din Vâlcea. Am vrut să o duc la un concurs și n-a vrut. Pentru că zice ea că n-are ce să caute în societatea românească cu romii, știi? Cu românii. Chestiunea e că soția îi place în comunitatea ei, în pătrățica ei, să nu iasă din decor, știi? Când plecam cu căruțele, tata era un om gospodar, vrenic, era argintar. Făcea inele, făcea cercei. Eu și mama stăteam unde e marginea pădurii, apă, unde erau lucrurile frumoase. Trăgeam acolo, tata avea nicovală, ciocan, cu cortul. Tata lucra, ne dădea cercei, până aflea oamenii de noi, din sat, că lucrează acolo un țigan. Se ducea mama, eu micuță, cu ea. De mână te duce cu mama ta? Cu mama. Ne dădea femeile. O pasăre, o ouă, cartofi, lapte. Noi mai dezbrăcuți așa cu picioarele goale. Dar mama venea din sat, punea pilostrile pe foc, lemnele strânse de tata, apă în găleț și mama ne făcea mâncare. Dar era și un fel de, măi, mai sărăcie, pentru că marea majoritate a romilor trăiau în sărăcie. Mai ales că ne mutam din sat în sat, plecam din primăvară și ne întorceam în toamnă. Iubito, ia vezi ce culoare are. Dendilat, edici ce fie, că te minum în râșevi, că tabul, ca cobliule purum. De ce nu lăsa? Suntem pregătiți, ce zic, șefii de mâncare azi. Exact, pentru că această mâncare face și parte din cultura noastră. Fii miștocări? Uh-huh. Da. Dacă face parte din bucătăria romilor, vreau să-i încânt cu această delicatesă, cum s-ar zice, mai ales că Letiția a muncit și acum două zile, dar a făcut turta aceea în cuptorul de cărămidă, în care să le arătăm cum se făcea pe timpuri turta de mălai țigănească. Mamă, Edita, măi, mâncarea! Chiar din pe usturoi, pe asta e că... Wow! Mă și întrebam unde-i țuica, nene. Iarăși, bă, și întrebam, frate, da, bă, hai. Și cu pui, și cu... Băi, chiar îmi doream. Bă, dar asta e pâine cu mălai? Păi, da, înseamnă că e hardealul. Hardealul. Dar ce mâncare e? Deci am un ciocanel de pui, l-am descoperit. Am găsit și ceva de porc pe acolo. Gata, știu cum se numește mâncarea. Ia, luminează-ne. Tot ce am găsit pe-n frigider. Tocana săracului. Care săracul, care sărac, mă, frate, termină, doamne, iertă-o. Băi, fii atent, deci o să se numească tocana primarului.
E primar? Pă da, are de toate. Bogatul satului. Genul ăsta de mâncare... Băi, picantă! Asta trebuia să fie la ceaun cumva, nu știu de ce. Da, cred că în mod normal ar fi la ceaun. La ceaun, așa cum fac, cu de toate, știi? Pentru că are de toate, are ceapă verde, are de iute, are de gras, roșii... Și pâine mult așa? Pâine. Băi, nene, de la sat. Pâine cu mălai. Unde se face pâine asta cu mălai? La Ardeal. Am făcut și eu pâine cu mălai. Da? Dar am luat-o dintr-o carte din Franța. Deci avem vreun francez aici? Nu. No. Jeanesse francez. Da, da. Jeanesse francez. E posibil, da. După genul de mâncare, asta am zis eu. Pâine hai să mult votăm. Așa. Al trebuie, care sunt? Francez sunt ăștia. Da, Jeanesse francez. Gata, am zis eu că e primar, dar nu e primar, e bulibașă toată ziua. E posibil. După pâine, după câtă pălărie. Carne e... O mare pălărie de zi, no. Pe bulibașă, e de sombrero. Dita mai sombrero. Dita mai sombrero e. Tensiune, evrei. Ia, ce ai tăinicule? Bai, zi, bine, bă. Am onoarea să vă salut. Bună seara. La pălărie nu l-am nimerit. Poftim? La pălărie nu te-am zis că ai pălăria cu boruri mari ca un sombrero. No, la pălărie nu te-am nimerit. No, la sombrero. Eu sunt ziarist. Ziarist? Ah, da? Păi da, eu sunt, fac emisiunea Pătrăbdina Română, minoritar în România. Am scris foarte 4 cărți. Am mai dat ziare la toți. Foarte tare. Da, am la Vâlcea. Eu la Vâlcea. De la Vâlcea. Alexandru Diamant. Exact, așa mă cheamă. Și am venit cu soția pentru că s-a îndrăgostit de emisiunea noastră, în fiecare seară urmărește și am vrut să-i fac o surpriză pentru că e specialistă, face mâncare foarte bună. A făcut o turtă țigănească și o tocană. Deci asta e turtă? Da, turtă țigănească. Dă mălai. Dar are făină. Normal, să face mămăliga, după aia să pune la răcit, o strâng așa bine cu mâinile, da. Pe ce bag mai iau peste ea, și după aia încep să o frământ. O oră și ceva o frământ. O oră? Da. Și din cauza asta mi-a ieșit foarte frumos. E foarte bun. E gustoasă. Asta. E foarte gustoasă. Îmi place. Da. Mi-e place pâinea. Cine... Hai să vedem o chestie. Dumneavoastră sunteți jurnalist. Și doamna cu ce se ocupă? Dumneavoastră cu ce casnică, vă ocupați? Casnică, pentru... Da, acum, cum ați ajuns ziarist? Eram mic copil, că vreau să vă spun, și mă duceam cu tata, noi plecam din martie, la Timișoara, Arad. Eu sunt țigan argintar, cu inele, cu cercei, cu chestia asta. E, în momentul ăsta, eu când plecam de la școală, din clasa a doua, îmi dădeam un mic catalog. Și când eu stăteam cu corturile, îi spunea, duceam la primar și la milițiar și spuneam, băi, vezi că campez și eu, stau acolo. Da, bă, 2 săptămâni, dar aveți să nu furați găine din sat și să nu rupeți gardurile la români, că ăștia vă omoară. Când ajungeam în comuna asta, mă duceam la școală. Mergeam în clasă, îmi punea note, stăteam 2-3 săptămâni aici și mergeam mă plimbam în toată cu alte cuvinte, ți-a plăcut cartea? Da. Adică mergeai la școală din sat în sat, nu? Din sat în sat. Și după când veneam în septembrie acasă, mă duceam la școală, îi dădeam carnetul cu notele și mă trecea clasa. Aha. Am terminat liceul și la un moment dat, tata s-a întâlnit cu o altă persoană, cu un coleg de-al lui, care s-a îmbătat criță și a spus, băi, ia, spune, măi, zice, fiul tău e deștept, păi, da, băi, ia la facultate, păi facem pariu atunci, pă ce? Și-au făcut pariu pe o mașină și tata să dea 60 de lei. Dacă eu îl pierd în urma acestui pariu, toate privirile se îndrepta spre mine. M-am ambiționat, și am stat ca să învăț 2 luni jumate în casă și așa am intrat la facultate. Am terminat facultatea de istorie filologie, după aceea mai urmat încă 2, vreau să vă spun, dreptul și am litere. Și îmi place asta, microbul ăsta de jurnalism, îmi place să scriu. Și despre ce scrieți? Despre orice. Despre comunitățile de rom, de români. Păi, vedeți, noastră în ziarul ăla. Dar am făcut un ziar. Dă-mă și ziarul ăla, să văd și eu. Am lucrat, efectiv, a lucrat o 7 ani, 8 ani la români. Românii nu mă segmentau și dacă vream să scriu ceva, îmi ștergeau 4 rânduri din ce scriam eu. Pentru că eu sunt talentat în scris, mă dau mare, eu sunt foarte talentat la scrisă. Văd că ați făcut top aici cu Gagii Săptămânii și Țiganii Săptămânii. Exact. Uitați, ăia ne ajută. Deci Gagii ne ajută. Ne ajută. Și țiganii nu ne ajută. Nu ne ajută, sunt de nimic. Băi, când îți spune, băi, ești țigan, ce înseamnă asta? Un om de nimic.
Am venit cu soția pentru că a ținut cu două din altul și îi place de domnul Scărlătescu. Opa! Dar să vă spun cum îi place, ia spune Letiția. Urmăresc emisiunea dumneavoastră și îmi place că dumneavoastră băgați mult în farfurie și vă iasă mâncarea foarte bună. Deci aveți același stil ca și Scărlătescu. Da, îmi place foarte mult și îl urmăresc, dar... Domnule, nici nu vrei să știi ce pățești după asta. Da. Ce? Dar ce face? Are 5 copii, să avem 5 copii. Doamne ajută să fie sănătoși, să crească mari și frumoși. 18 nepoți, 7 strănepoți. Da. 40 de ani, de 40 de ani stau cu fata asta. Felicitări! Felicitări! Bine, eu știu că la rom nu se divorțează. Noțiunea de divorț nu există. Nu suntem legitimi. Nici acum nu suntem legitimi. Dar căsătoriile se mai fac așa la fârstă, foarte... Da, 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 toate se fac. Mă, de ce nu lăsați, mă, copiii să se însoare și ei din dragoste, mă, cum vor ei? Nu există, noțiunea de dragoste nu există. Noțiunea de dragoste... E un subiect tabu. Nu e un subiect tabu. Dacă fata și băiatul au deschis ochii unul pe altă, păi nu se mai despart toată viața. Puritatea unei fete, fecioară, se manifestă, șefule, în momentul când tu... Tot băiat tânăr o iei de nevastă și... Am înțeles. E de bine sau e de rău? E de bine. Am și o întrebare. Ziceți. Ce... Eu o fac... Din ce? Acasă, de două ori, o fierb, să iasă cel mai, cea mai tare tuică. Este... Îți beau în fiecare zi câte 50, îi mai dau și lui Letiția, care are diabet, ca să doarmă, să nu mai doară nimic. Păi și Letiția îi dați dacă are diabet, are voie aveți... Iau și eu 50 de grame. Ca să se culce, să nu mai... Nu mai 50 de grame. Ce mă doare sau să nu culce. Da, culinar vorbind... Tocana asta țigănească, e tocană țigănească? Tocană țigănească. Dom'le, vreau să vă întreb, unde... N-avem și noi o garnitură, un cartof, o... Nu, la tocă nu se pune. Auzi, bă, că e o altă mămăligă. E o altă mămăligă, e o turtă. Știți ce? Nu se pune, nu se pune cu turtă sau cu... Nu se mănâncă orez sau să se pună altceva lângă ea. Nu se pune lângă